Bună ziua, ne-am întâlnit astăzi să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local. Din 13 consilieri locali convocați, sunt prezenți 12 consilieri locali, ședința este legal constituită. Dau cuvântul lui domnul președinte de ședință, Lucașu Niculiță. Bună ziua! Ordinea de zi. 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 14.11.2008. Inițiator, secretarul Irena Paraschivei Năstase. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local cu trimestrul 4.2018. Inițiator, viceprimar cu atribuții de primar Mihai Molodenescu. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele care beneficiază de prevederile legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, viceprimar Mihai Molodenescu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. Inițiator, viceprimar, cu atribuții de primar, Mihai Molodenescu. 5. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire și înfrumățarea orașului Broștev, județul Suceava. Inițiator, viceprimar, cu atribuții de primar, Mihai Molodenescu. 6. Proiect de hotărâre privind transformarea unui posturi urmării susținerii examenului de promovare în gradul profesional superior celui deținut de către funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Broștev, județul Suceava. Inițiator, viceprimar, cu atribuții de primar, Mihai Molodenescu. În caz de prezentare, vă rugăm anunțați. Mai sunt propuneri ceva pe ordinea de zi? Propun să discutăm câteva cele că sunt urgente. Am dat și azi doamna secretară. Nu știu, domnul Damian, dacă a adus o cele care trebuie prins în bugetul de 2019. Da, mai avem, am dat trei proiecte de hotărâre. E proiectul care l-am promis cu consilierii locali, care să fie în comisia de recepție la lucrări. N-am reușit să terminăm până am trimis materialele. Este un proiect de hotărâre pentru schimbarea reprezentantului legal la proiectul de amenajare muzeului Ion Preangu, care trebuie să-l trimit mâine la Iași. Proiectul, hotărârea trebuie trimis la Iași. Am reușit de a amâna terminul pe 12 mai. Până pe 12 martie 2019 de depunere a documentat, a certificatului fiscal fără datorii la bugetul de stat. Sperăm să-l obținem. Am făcut acțiune în instanță pentru suspendarea titlului executor. Avem proces pe data de 13. Sperăm să 13 decembrie. Nu știm, dar trăim cu speranță. Dacă nu, până în martie, poate găsim o soluție să obținem certificat fiscal cu zero. E bine că am reușit să devansăm termenul. Și avem un apartament care nu a fost trecut la vânzare. Le luăm pe rând. Și la contract ai tot la fie. Deci, haide
pe rând. Deci am zis prima cea cu consiliere. Rapid, mai aveți altceva de introdus? Sau modificați pentru proiectul ăsta cu muzeul. De ce nu modificați și pentru alealte contracte care sunt? Păi, de exemplu, este contractul care trebuie tot dumneavoastră să-l semnați pentru drumul de Pineagră. Dar nu e, nu e problema. Asta cu muzeul e de fonduri europene. Și este hotărâre, mai modificat numai articolul din hotărâre care privea. Deci, la alea nu e. De acolo scrie ordonator principal de credite și nu scrie numele. Aici scrie Chiriac Nicolae și trebuie modificat numele. Ăla m-am interesat, este vorba de schimbat o semnătură electronică. Nu, la semnătura electronică o a avut-o Lucian. Lucian a plecat. Și avem mai mult de o săptămână. Avem, cred că, 10 zile de când am depus documentația, nu ne vine semnătura electronică. Toate, inclusiv documentele, toate fiind semnate electronic. Prezență? Nu. Acum vă dau eu. Nu, aia nu-i prezența. Aia e ce v-am spus pentru licitație. Deci, nu, haideți să le luăm pe rând. Suplimentarea. Lui prima, privind consilierul local care vor face parte din comisii de recepție, bunuri și servicii, lucrări. Am zis numai lucrări. Lucrări. Nu bunuri și servicii. Bunuri și servicii sunt cele de la... Deci pentru comisia constituită de la Paragraf. Așa, deci privind aprobarea chericului. Deci pentru lucrări. Cine este de acord să introducem asta pe urmă? Deci, Următoarea. Privind aprobarea încheierii contractului de vânzare cumpărare a apartamentului situat în orașul Roșteni cu păstrarea dreptului de preemțiune pentru cel care e în contract de închiriere. Este apartamentul domnului proprietarul Bruma, care are intabularea făcută din iulie și nu i-a băgat, nu a fost băgat în ședință. Și acum au avut tot o venit. Cine este pentru? Privind aprobarea modificării articolului 5 din HSL numărul 34 din 11.08.2017, draga mea. 2017, nu 2018. La 8.2017, din cât știu eu. Din cât știți dumneavoastră, mi-ați spus fac proiect de hotărâri la vara 1, nu? Așa. Da, dar nu. Verificat. 2017. Da, nică. Eu așa. Dacă mă... S-a mai spus cineva, draga mea? Draga mea, draga. Ne trăim în vagă. Deci, proiect de hotărâre privind modificarea HSL privind implementarea proiectului amenajare Muzeului Ion Preancă la clădirea existentă Școală Veche de Supoastă, orașul Proșteni, județul Suceava. Cine este pentru? S-a abține cineva? Nu mai am atâta bani. Aprobă ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? Tot 12? Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 14.11.2018. Discuții? Cine este pentru? Să abține cineva? 11 pentru... 10. Eu domnul Bățanu mă abțin, dar am ajuns până sus. 10 și 2. 10 și 2. Domnul Bățanu și cu domnul Vitor, da? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4-2018. Da, mă spunem doamne, doamne, că am ajuns până la faza asta și sper să fie ultima rectificare din acest an, că atunci când sunt bani puțini,
Rectificarea de azi are în primul rând scopul de a diminua sumele de facturi din TVA care ne-au fost alocate pentru plata drepturilor, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a indemnizațiilor și a celor care sunt salariați. Ne-au luat 27.000, 25 pentru asistenți și indemnizații, 2.000 pentru copii cu cerințe educaționale speciale. Ne-a cerut o raportare a execuției la sfârșitul lunii noiembrie. În funcție de raportare, legea bugetului de stat spune că suntem obligați ca 10% din aceste sume să le acoperim din bugetul local. Și atunci e șapă cu calculul, cât ar trebui atâta, 10% trebuie să spunem noi. Și ne-au trimis retragere, că în alte părți nu au ajuns nici atât și ce o retrage la noi odată în alte părți. Într-o altă ordine de idei, analiza execuției bugetului, adică a veniturilor încasate pe anul 2018, nu stă prea solicit aici. Am avut un singur loc unde am putut să fac o suplimentare de 70.850 cu promisiunea că Ocolul Sucea ne virează, mi-am spus că eu data astăzi, mâine că unde a trebuit să împlinească dorerii de 70.000 să compensează creșterea de aici cu ceea ce virează ei, pentru că aceia care virează au fost deja prevăzuți. Ca să putem acoperi solicitările ordonatorilor terțiare, adică, în speț serviciu public, unitatea medico-socială și liceul Boșteni, la cele două subordonate, serviciu public și unitatea de asistență medico-socială pentru plata salariilor, liceul Boșteni a fost solicitat derulării pentru 6.000 pentru pregătire profesională, 4.000 pentru navetă, 2.000 care s-au retras din CES. Dacă le luăm după țele, la capitolul 58 și toată această rectificare presupune și virările bugetare, adică acolo unde au rămas necheltuiți și avem posibilitatea să-i luăm, să-i ducem acolo unde e necesar să achităm ultimele facturi. Sper să nu rămân în foarte mulți bani datorie. Deși la raportarea din 30 noiembrie, unitatea medico-socială are deja 63.000 plăți restante și dacă se mai face și pe decembrie, deja ne ducem la 100.000, ceea ce nu e numeros deloc. Intrăm cu datorii în anul care urmează. Avem și noi obligații de plată de la studiul de pregabilitate de la toate proiectele astea pentru care s-au semnat contracte de finanțare, adică școala Ion Tăzărescu, grădinițele, drumul de pe Neagra, am plătit o parte din aceste studii și aveam diferența până la compensa sumei care s-a contractată. Avem de plătit o factură prin care să facem și cu reglajul, cu subtul. Mai sunt avize de la lucrările astea în curs de execuție, adică apa și canalizarea. Avizele de la drumuri. Încercăm, în funcție de ce reușim să acoperim, timpul și durata pe care estimăm că mai putem face plăți, undeva pe mântul date de 20, probabil că se va lucra 27-28, asta înseamnă ultimii bani încasați, de punere, mulțumim la Ocolul Sibric Crucea, că ne-au mirat. Adică ne mirează astăzi 71.000 de lei cu care putem să facem... Exact, putem să dăm la celelalți, la cele două unități care nu și-au luat salarii. Deci, practic, am așteptat să ne intre niște bani ca să putem să facem și rectificarea și să avem bani să plătim. Și de la capitole unde a fost prevăzut, nu i-am cheltuit, acolo știți că pusese în urmă cu o lună de zile pentru lucrările alea acolo la spital, și am luat de acolo și am spus că o venit primul și am înghețat mai pe face acolo. Nu ne-am găsit, am luat capitol, sincer, e mai greu atunci când nu ai bani, dacă ai bani. Pentru alunecările de teren au venit o adresă de la Consiliul Județean, prin care să facem măsurători cadastrale, adică să le dăm o suprafață și locul unde este, pentru a face un studiu ca să
găsească o soluție pentru aceste alunii care de e posibil să primim bani din altă parte. Dar, vă dați seama, durează studiul. Nu contează. Mai sunt discuții? Punem la vot. Cine este pentru? Toată lumea, da? Da, toată lumea. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele care beneficiază de prevederi legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completările ulterioare. Dau cuvântul cu urmă. Da, e același plan care aprobăm în fiecare an. E trecut și primarul că ai mai mult și frumos. În nou plan, cam n-am modificat. Erau niște responsabili, că lucrau ăștia pe la ei, pe acasă. La mine nu lucrau nici. Nu la dumneavoastră. Nu. Eu dacă am de... În lista de pe anul... Eu dacă chem, îi plătesc. Spuneți-mi, vă rog, câte persoane beneficiază de ajutorul ăsta, nu? 66. Aș vrea să vă întreb și din ăștia cât sunt bolnavi și cât sunt buni de lucru. 66. Deci, 65. 66. Și din ăștia bolnavi, 55 de lucru. 55 buni. Bun, dar... Da. Aș vrea să țineți cont puțin cu acești domni. Dacă puteți să repartizați și pe la școli, după cum știți, anul trecut am pierdut 3 posturi de fochiști și s-au făcut angajări cu normă jumătate, deci un post jumătate. Între timp, școala oferă căldură și bisericii. Am aprobat lucrul ăsta? Nu oferă. Bine, o să oferă. Viitor, dar oferă case de cultură, remizei și avem nevoie la crăpat lemne, la lucrări care... Am dat o pieră căldură sufletească. De asemenea și la Cotărgașe e nevoie. Acolo a rămas un singur fochil și femeile de servici lucrează la centrale. Deci este foarte greu să se pare, se pare că cel cu jumătate de normă de pune Alex asta, deci am auzit ieri. Chiar astăzi, trimis oamenii, dar nu erau lemne. Nu erau lemne tăiate cu drujba, au fost băieții acolo degeaba, au mai venit unul înapoi, l-am trimis aici la școală, iar mâine o să meargă două persoane, una la cămin și una aici la școală. Apropo de centrale, eu cred că ar fi bine să luăm în calcul, am mai adus discuția odată într-o ședință, să luăm, achiziționăm un desficător. Trebuie prinși bani? În bugetul de anul viitor, sigur, îl comandăm, numai să-l avem în lucru. Sunt lemne de crăpat la primărie, la școală, la... Trebuie dat la cineva în primărie să nu se-l spargă, să... Așa, dacă nu prea... Cineva care lucrează la... Cu 60 de ani, mai cu binisificători. Bine, dar sunt lucrări nu numai la crăpat lemne. Haideți, dacă permiteți să vă spun o chestie apropo de oamenii ăștia. A rămas total surprins. Este parcarea acolo la noi, foarte lungă, la Petroasă. Deci, până la intrarea în județul sub, unde este orașul Broșteni, tot e o hârtie și o mizerie acolo. Și am avut o problemă a un domn la primărie, care răspunde de niște oameni de ăștia, vei, dă și mie 3 ieși de acolo. Le dai 8 de 3 mici, cu care pâine, în ziua că vine lucrul acolo. Și ajuns și eu. Nu se poate. Deci, dacă se accidentează, primăria plătește. Ca să nu se lucrează. Cred că trebuie să mai dați detalii. Nu. Am spus de ascult. Trebuie să vă adresați viceprimarului, că el răspunde de activitatea. Am să vă adresez, dar am adresat un om care răspunde cu ei și cu ea cu ei. Nu, dar la responsabil, aici avem planul ăsta care l-a aprobat. Ar trebui mai responsabil, de aceea oamenii. Ăștia și un om responsabil să răspunde de ei. Urmăriți. Asta vreau să spun. Nu i-am luat să facem nimic până de acasă. Adică responsabili sunt responsabili sau... Sunt probleme și între blocuri, că mă rugat de Bălănică să duc în... Nu-i luăm acasă, doamne ferești, ne-am spus, n-am eu. Bălănică tot timpul pe drum. Păi pe drum, eu zic, dar... Vă
Problema e că nu, nici cei care ar trebui să mențină curățenia, nu mențin. Dacă vă uitați în fața casei de cultură și fața școlii, dimineața ce este, îngroziți de pe o zi pe altă. Așa că... Haideți să vedem o tehnică. Ar trebui de sectoare de... Pe hârtie, ăsta le spune până aici, până aici. Pentru anul viitor. Dar sunt și cam. Anul ăsta n-am avut bani prevăzut. Pentru anul viitor. Trebuie responsabilizat. Să ai 55 pentru care anul sunt viitor, tu ai tronsonul ăsta. Tu ai tronsonul ăsta. Tu ai tronsonul ăsta. Să le punem pentru colectare selectivă. Și să cumpărăm coșuri de gunoi, pentru că coșuri de gunoi s-au cumpărat de vreo 4 ani s-au mai cumpărat. Să punem din nou pe margine coșuri de gunoi. Nu pot să-i cer dacă au aruncat o hârtie pe jos. Și zice, da, dar îți dăm coșul unde. Sunt câteva coșuri mai rămas prin prezor. Apropo de coșuri de gunoi, cred că ar trebui două cupere și în casa de cultură, aici, în sala de... Am zis că vezi oameni. După o activitate, era o mizerie de nedescris și două coșuri mici. Una este, eu știu că este, una este sigur în Casa de Cultură, dar cred că este în partea asta, aici, pe holul ăsta, nu în Casa de Cultură. Deci este una este. Este de două fontane, de astea de 20 de și toți formii urmează să le ia chestionul. Iar repertorul ăsta cu munca invalidă, să știți că majoritatea, cu 416, majoritatea dintre ei, sunt costă 48 de lei pe lună, 13 ori. Deci toată lumea bate în ăsta la 416, la 416. Dar în 13 ori, un om, imaginați-vă că e cam complicat. Deci nu e suficient pentru bune. Știu, dar totuși. Totuși. Uite, asta e totuși în 13 ori. Dacă l-au luat la anul... Dacă l-aduci două zile la lucru, mai mult nu l-aduci. Deci într-o lună, l-aduci două zile la lucru, pe... Pentru că dacă vrei și te-ai plătit, majoritatea sunt pentru asistență. Maxim 2 zile la duș la duș. Mai sunt discuții, hai că... Totuși o întrebare. Spune la mă, cine este pentru? Înainte de a fi acești oameni la ajutor social, totuși se făceau lucrările astea, și crăpatul demnilor la școală, și la casa de cultură, sau unde era. Trebuie toți să ne bazăm pe așa. Mai fie de democrație. Erau mai trei angajați în plus. Cum spune, dacă au două zile și nici alea complete, la 13 ori o zi și mai puțin de jumătate asta. Acum ajung șoferii să taie lemne, să grape lemne. Nu se treacă, este de ori, să nu spun. Și să vă mai spun ceva, putem pune coș de gunoi lângă coș de gunoi. Educația lasă de dorit. Se aruncă lângă coș. Păi aici, în fața școlii, sunt coșuri. Se mănâncă semințe, se aruncă într-o veselie. Iar, de ce vreau să vă spun, și acțiunea asta pe care o gândesc, am gândit-o eu pentru joi cu Moș Crăciun. Copiii nu știu ce înseamnă o sală de spectacol, copiii nu știu ce înseamnă un act artistic pe o scenă, ce înseamnă să stai frumos să asculți, ce înseamnă să nu dai copii pe jos. Trebuie să ne educăm cu copiii noștri, sunt sălbatici, efectiv sunt sălbatici. Și trebuie să-i urmărim și trebuie să le dăm exemple concrete. Încă ceva, peste tot să nu credeți că nici în marile orașe lumea este atât de educată, de mai pomenit. Se dau amenzi. Noi putem impune treaba asta pe plan local? Jandarmi, ce fac? Nu jandarmi, că m-am... Știți cum? Nu dăm vina pe să aibă grijă jandarmi, să aibă, nu. L-ai văzut pe cameră, l-ai prins, l-ai amendat. Pot, putem face treaba asta. Plătește 1-2 amendă, sunt amendați și pățesc chestia asta și până se duce vestea și nu mai dau de frică. Pentru cei care au vandalizat aici poșul de gunoi și așa, o plătit. Și amendă plătit la poliție, dacă s-au identificat vinovații și... Reparația efectivă a poșului. Deci o plătit și amendă și la noi reparații. Deci ce am văzut pe camere. Da. Este un pas pe o problemă mare cu gunoaile este toate orele de sate sunt gropi de gunoi. Păi am aflat că la frase înainte de pod, pe malul apei, sunt vreo 30 de saci. De puș, multul local, nu ce? Tot tocmai de asta. Deci, acolo trebuie ori camere pus, trebuie informați câte amenda, câte aia. Eu stau într-o zonă care e migroază. Haideți, domnul președinte, urmează proiectul și cu... acum. Făcut pentru... Mai sunt discuții. Supune la vot. Cine este pentru? Abțineri? 2. Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
majorarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019. Dau cuvântul domnului primar. Propunerea noastră nici pentru... Nici nu vreau să chiar la urmă am acceptat. Deja începe. Fii la sfârșit. Așa le-am găsit și un curs. Pentru 2009. Este următoare. Dacă vă uitați la pagina 10. Deci, inaugurare cu 15% a impozitului pe teren la curs construcții. La curs construcții. În intrabilan, la curs construcții. Aveți în stânga valoarea care o pot, în dreapta valoarea care e propusă. La pagina 12 aveți... La pagina 12 aveți impozit în extrabilan. Deci e tot o creștere cu 5%. Nu aveți vechile. Așa, spre exemplu, la prima mi-am notat, dar este între 22 și 31. Noi eram la minim, eram la 22 și este 25. Lei pe hectar. Ca și limba, grijă. Mergem mai departe. La... La mașini nu avem niciun la. Cu stabilite. Deci, la pagina 21. Avem certific pentru eliberarea atestatului de producător 70 lei. Și acum el e pentru 7 ani. Sau pentru 5 ani. Acum e pentru 7. Și pentru vizarea anuală a certificatului am trecut 50 lei. Vizarea anuală se face a carnetului. A carnetului. Comercializare. De comercializare. Până acum nu a fost. Până acum a fost 70 lei și se dădea în fiecare an. Se elibera. Da. Deci cu vizare nu a fost. Deci la, aici n-am umblat, la restaurante, la astea n-am umblat deloc. La... Da. Mai este o modificare. Potrivit codului de procedură fiscală, se reducea, se reducea cazul cu 10 până la 10 lei, se, la 29. Reducerea așa. Și am mai trecut aici. Primesterea în vederea recuperării obligațiilor fiscale neachitate se va afișa pe site-ul primăriei orașului Broșteni lista debitorilor somați, înregistrarea obligațiilor fiscale astfel. În cazul persoanelor fizice, pentru sume mai mari de 1000 de lei, în cazul persoanelor juridice, pentru, pentru sume mai mari de 5000 de lei. Care, dacă vine de la primărie și refuză să-l primească, avem posibilitatea să afișăm aici și se consideră conștiințat. Față de ce a fost anul trecut, este 60 de lei trecut la autobasculant, 60 de lei pe oră la autobasculant. Așa au rămas. Ne-au uitat pentru punctul excavatorului răscris, nu era scris la autobasculant. Cam astea A, și la vehicule, la pagina 16, asta o căutam. Vehicule înregistrate cu capacitate și limbică mai mică de 4800 cm. Deci pentru vehicule înregistrate, care le înregistrăm pe primărie. Care sunt matriculate pe primărie. De la 3 lei la 4 lei, 3 lei la 200 de cm cub sau fracțiuni. De la 3 lei la 4 lei. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică mai mare de 4800 cm3, de la 5 lei la 6 lei. Și vehicule fără capacitate cilindrică evidențială, de la 75 la 150. Deci, așa am văzut la ultimul, ne-am orientat. Cam astea sunt modificările care... Sunt discuții la pagina 22.
restaurante, baruri sau alte activități. Da. 4.000 de lei an. Da, pentru o alea mai mari de... Da, așa au fost. Deci asta e conform legii. Deci nu pot după codul fiscal. E după codul fiscal. Deci noi aici... nivele, dar nici eu cred că 5.500, deci eu crește 500. E 500 acolo, nu e... Dar... Din greșeală a trecut mai mult aici. Aici n-am modificat. E 500, 100, 300 și în 2018. Nu e 5.000, 1.000 și 300. Și jos? Aia 4.000? 4.000, 4.000. Deci așa au fost. La noi, la cort, atâta e. Da, înțeles. Da, e conform cu codul fiscal. Am înțeles. Numai că... Și vin cu aici tot... Aici e o greșeală la partea asta de sus. Da, sus e greșeală. Nu, deci să facă corectura asta am vrut. Da, da. Mai să discutim? La bază sportivă de la Cotergaș. Aici văd 3 lei persoană pentru copii. E rămas... E rămas, dar cred că e mult. Și e mult și 5 lei de persoană pentru adulți, pentru că nu s-o plătit. De vreo 2-3 ani s-o plătim nimic. Și trebuie să vedem cum putem... Păi asta e, trebuie să vedem ce putem face să adunăm niște bani și banii să-i folosim tot pentru repararea bazei sportive. Deci noi am mai fost discuția că noi ne-am hotărârea, dumneavoastră care aveți baza sportivă, faceți reguli. Baza nu e a noastră, e a primăriei. Deci o aveți acolo, e a primăriei. O aveți acolo, puteți să luați niște bani. Deci vă dăm în administrare școli, dacă vreți. Da, cred că e cel mai bine și să aibă chitanție. Deci, dragi băieții, hotărâre, îi dăm în administrare școli și da. Da. Păi să pierd niște bani, ba, mai mult, într-o noapte o intra și o spart ușa, o deschis... Deci nu-i problemă, să poate da în administrare școli. Nocturnă, în ca fotbal, dacă care... Dacă se stabilesc niște care, ori ar trebui tipărite bilete, da, ori noi am avut un proiect de hotărâre pentru reducerea unor taxe. Atât la apartamente, la punctul 1, pagina 25 aici, e 180 și 60. Am cerut să fie modificat într-un fel sau altul, dar nu se vrea mâncă. Este o taxă de eliberare pe adeverință pentru subvenții. 10 lei. Era taxa din frumusețare aceea. Eliberare subvenții, nu asta e și cu apia. Eliberare adeverință pentru apia. Pentru adeverință îți dea omul 10 lei? Da, pentru că ea de 1 hectar ia aproape 1.200 de lei. Deci se merge. Și și-o trebuie cabinetul.
Și mai este persoane scutite peste 80 de ani. Da. Nu știu câți ajung 80 de ani în depinde. Este complet. Așa am găsit la primărie. Noi n-am făcut o după... Bun, am înțeles. O altă obiecție este la persoanele care trebuie să plătească obligatoriu chiar dacă locuiesc sau nu locuiesc. Păi sunt persoane în străinătate, trebuie să facă 5 lei taxa de salubrizare. Pentru că el stă în Italia. Dar nu scoate cu noi, nu consumă nimic. Este o taxă care se aplică la nivelul ăsta, cum zice, rolurilor. La fiecare care are rol, când vine acasă vrea să fie curat, frumos, să fie aer curat, să n-aibă gunoi, să n-aibă așa. Deci o luăm. Pentru că se asigură astea când vin acasă. În mod garantat li se asigură astea. Nu e atât. Dacă e singur, e 5 lei pe an. Dacă sunt mai mult. Nu, dar scrie aici 5 lei indiferent că locuiești. Domnul Marcel, dacă vine acasă, domnul Marcel, numai puțin, dumneavoastră aveți dreptate, dar s-ar putea să vină o săptămână acasă, să fac o renovare la apartament și îți scoate două mașini de moloz. Și le-au dus la gunoi. Care mă costă 1260 de lei, cât așa mă costă triplu, poate. Eu nu sunt de acord pentru punctul ăsta, datorită faptului că omul stă în Spania, stă în Italia sau unde stă, vine de Paști, în concediul august și de Crăciun. Și să plătească 3 luni 10 lei și restul să fie scutit. Putem face așa. Dar vine cineva să anunțe, dacă ar veni, face un plan de pășesc la care... Noi avem atâția angajați care pot să vadă că... Cine ai pândar, dacă nu sunt asociații de proprietari, știe ăla când vine. Ar trebui să fim nemți, Marcel. Deci asociație, este asociație făcută. Doar în democrația asta și noi, în Uniunea Europeană, ne-am alăturat nemților. Și celorlalte țări, care mi-au primit în Uniunea Europeană, nu trebuie să mergem în pasul ei. Deci, bine spune cine spune că noi suntem cu 500 de ani în urmă. Nemță, după a doua război mondial, scoteau gunoi la 10 străzi. Dacă îi prindea gunoi, scoate 20 salarii care era amendat. La noi nu scoate 10 metri gunoi între mașina pe stradă. Putem și noi face asta ca să-i, dar dacă nu sunt puberele alea sau domnelele alea puse la locul de care trebuie, sunt primogrezi la oameni. Păi întrebați-mi domnul Brusu, că el e un părțit. Unde e un părțit? El arunce cu noroc. Ăla care l-a luat de la mine... Nu mă faci poze, că nu îi place cum arată. Auziți? Dar ăla care l-a luat de la mine de pe uliță, eu am avut 9 și acum mai am 1 și l-am sunat pe ăla. Cine l-a luat? Păi l-am primit ordin să-l duc în partea ăla. Ia Mihai! Ia Mihai! Dar poți să-l zic, era în vișnul de acum. Dar am intentat că el există și acum au venit la posibilitatea și se va întâmpla că există eu la putere. Da, și mai ai ceva? Da, hai să... Hai să mai punem la vot cât se lungește. Nu-i prieto. Este fraz de sus, aleasa. Vorbiți, toate periferiile, Bărzane, aici îmi punem la vot că bătă să lungește. Numai broștem, centru... Chiar așa. Domnul în frate, domnul lui Tomaric. Oamenii, bă, ce faceți? Faceți drumul ăsta, faceți... Măriți salarii și atâta. Cine s-abține? S-abține cineva? 1, 2, 3, 4, 5.
7. 7, da. Era 14, mă. Deci domnul Grigor, Baroiu. Eu am spus bine, 7 și 5. Bolsanu. Eu l-am arătat în alții. Și tu, Cercu, da? Mai este vreo unul care s-a ține? Domnul Rusu. S-a ține domnul Rusu? Bun, și sunt 1, 2, 3, 4, 5 s-a ține. 7, cred. Trecem la punctul 6, nu? 5. Nu, la 5. 5. Proiect de hotărâre privind buna gospodărire și învățătarea orașului Brășov de Suceava. Punctoare, să stai. Spuneți, domnul Vici. Domnul Bogdan Secudia, asta am zis în terminat acolo, că e urma da. Proiectul ăsta, știți? Vă scuzați că v-am corectat acolo. Nu lăsați cu mine ăsta la problemă. Domnul Mimo, putem continua? Dar să fim corecți, spuneți. Suntem o mână de oameni în orașul ăsta și ne băgăm noroi. La punctul 5 și vrem să determinăm cu agenții economici și privații să facă curățenie în fața firmilor, în spatele firmilor, pentru că exact ăsta e de la 416. Dacă merg în trotuar, ei fac curățenie pe trotuar și pe asfalt, dar în dreapta, dacă este o societate comercială sau o proprietate privată, ei nu pot să fac curat acolo. Și atunci, aici ar fi și ceva sancțiuni, ar fi, trebuie să aducem la cunoștința societăților comerciale și a persoanelor, să-i determinăm într-un fel să păstreze și să facă să și să mențină curățenie în spațiile aferente. Despre asta ar fi vorba în linii mari. Dacă vrem curat, trebuie să... Aici, nu aici, asta se întâlne. Da, o lecție. Eu, cum am aistat business. Fac curat. Și sunt chiar de la blocuri. Deci chiar... Oameni vin, aruncă mizerea, unde am făcut deja. Chiar o scandală. Și este tot locul se întâmplă chestii. Filmații, pozații. Pozații și aruncă. Este generalizată la... Dar nu, la turul 12, așa e chestia tot. Păi poza, dar cine ia măsură? Păi aia e chestia. Păi dar sunt aici amenzile, dar cine le aplică? Cine le aplică? Cine le aplică? Haideți să hotărâm, să vedem cine. Poate de asta. Păi dar nu vă dăm noi. Poliția. Domnul președinte, poliția, poate să vă dăm noi. Poliția, poate să vă dăm noi. Eu te rog pe mici și pe domnul Alex în privința asta, că inițiatorul proiectului este dumnealui. Putea să facă cu 5 consilieri, dar nu, nu contează. Aș dori că, dacă trece proiectul ăsta, chiar să fie comisia asta completată și să se meargă exact acolo unde trebuie, că sunt atâtea chioșcuri, atâtea cotiețe, ca să dispun așa, și peste tot, fără autorizații de construcții, majoritatea, fără autorizații de construcții, și atunci se pot lua măsuri. Pentru că domnul Claudiu Vizitiu, spunându-i unele lucruri, a spus că el n-are nicio putere. Dacă îi facem un proiect de hotărâri și are o hotărâri ca să poată. S-a luat... Dar nici nu-i trecut aici, domnul Claudiu. Nu-i trecut, că înțelegi că... Asta e. Asta e bine așa cu proiectul ăsta, are un cop de vizetul, măcar cum e trească de asta. Pentru că el s-a aduce, primarul Vise sunt numai, i-a spus, băi, Claudiu, de cât să vorbești în plus, eu o la bună condiță și merg până în barnar, să vezi ce este. Păi eu nu pot să-i spun, decât doar să-i spun verbal. Și acum, dacă se ia... Măsura asta e indiferent. Dar cine să răspundă? Cine să răspundă? Domnul Nicoliță, luați-te acum, intrați și net, la orice lege. La orice lege. Așa începeți. Se aplică de primari, împotericița acestora, organe de poliție, jandarmi, civil. După aia să le spun. Dar prim, organe. Primul, așa se spune. Orice lege, intrați și net acum. Orice lege, nu asta. Atunci și întrebă cine aplică. Haideți să completăm. Haideți să propunem și supuneți la vot. Cine face parte din comisie? Comisia și trebuie completată. Exact. Din toate proprietate, dacă nu are sprijinul nici, și pe orice lege. Așa scrie legea. Primarul are mai mari puteri din politică și jandarmul pe care ne-a spus. Hai. Și puternicii să-i acest lucru. Puternicii să-i acest lucru. Haideți. Nu, din consiliul local. Faceți propuneri.
propunere de la comisie pentru Vigo, la comisia de frumusețare aici. Ciudarea amenzilor și alte așa. Este un articol. Se constituie comisia pentru verificarea executării măsurilor. De la articolul 1 le sunt expuse toate măsurile. Din prezenta hotărâre, după cum urmează. Este Morodeschi Mihai, viceprimar. Este Burjuia Alexandru, viceprimar cu atribuții de primar. Burjuia Alexandru, consilier cu atribuții de viceprimar. Aioane Emil, paznic de pășune. Iftimuț Ion, paznic de pășune. Și ne trebuie consilier. Eu am pus 4. Dar cel puțin 3 trebuie să fie obligatori. Vă rog, faceți propunere. Trebuia domnul Vizitiu, Claudiu, trecut și el acolo. Exact, asta. Da, sigur. Asta e funcția lui. Păi e funcția lui, sigur. Păi nu? Ce facem? Da. Deci comisia pentru verificarea executării măsurilor. Deci el are atribuțiuni. Noi mai să le verificăm pe el dacă și-a făcut treaba. Cum ar trebui să pune pe el la comisie să verifice, sigur? E cam așa. Dacă e comisie de verificare. De verificare. A măsurilor. A măsurilor, da. S-o executat măsurilor. Deci nu putem să le spunem pe el să se verifice el. Dar și ce ai să mai scoatem de acolo niște persoane. Adică? Păi scoatem și paznicii de pășune, că ei execută. Da, scoatem. Deci ei sunt de cum se face. Da. Și îl puteți scoate și pe domnul Burjui, nu. Viceprimar Burjui. Nu. Că și el execută. Primarul sunt persoane, nu, persoane din conducere. Sunt persoane din conducere. Deci așa cum a spus domnul Bărsanu, amenzile le poate da după lege primarul, exact. Polițistul, jandarmul, la sugestia comisiei. Nu? Da, și din comisie poate să facă primar. Că eu dacă îl sesizez pe domnul primar că fac parte din comisie, merg și constată, îl trage la răspundere pe domnul Claudiu Vizitiu și pe celălalt care i-a dat atribuții, care domnul Burjui, în execuție. Așa. Propuneți, vă rog frumos, consilie. Eu le propun pe Marcel. Bun. Altul? Eu propun pe domnul Baroi. Altul? Domnul Bărsan. Altul? Ajung. Domnul Sicu. Da. Ar trebui să fie de fiecare. Din fiecare zonă ar trebui câte unul. Da. Unul din Frații, unul din Cotărgaș. Nu știu. Frații îmi rămâne Bărsan sau Țicu? Amândoi. Rămân amândoi? El e Pietroașa, domnul Bărsan, are altul local. Păi atunci noi propuneți, că și așa am spus. Eu vă trimit amândoi și Pietroștieni. Este Titi Baroiu. Da. Este Titi. Eu vă zic fotografie și mai este mea. Este Cotărgaș. Și Niculiță Lungașul la Cotărgaș. Da. Da. Și gata, acoperitor. Mai sunt discuții? Deci eu aș vrea să spun că indiferent că comisia cine e, dacă domnul Niculiță Lungașul din Cotărgaș și trece și vede un eri realitate în Bolda, are același drept ca și în Cotărgaș și în Cu toată consiliere cu tot. Trecem la punctul 6, nu? Proiect de hotărâre privind transformarea valorii costuri, urmarea susținerii unui examen de promovare, gradul profesional superior, celui deținut, de către funcționarul public de execuții din cadrul aparatului de specialitate a primarului oraș, procesul de social. Domnul primar? Sunt trei. Doamna secretară, răspunde, ia-ți o parte de promovare, să promovează. Spune, doamna secretară. Aveți anexat și statul de funcții. Așa, și vreau să aveți aici în raportul Biroului Programe și Achiziții Publice, vă explic exact posturile care s-au promovat după vechimea care o are fiecare salariat în muncă. Deci este un post de consilier clasa 1, grad profesional principal,
care se transformă tot în consilier, clasa întâia, grad profesional superior, Paraschivei Năstasie Elena. Eu aveam voie să dau atunci concursul, când nu eram temporar secretar. Un post de funcție publică de execuție, inspector clasa întâia, grad profesional principal, în inspector clasa întâia, grad profesional superior, al doamnei Sava Daniela, de la asistență socială. Și încă un post, tot de funcții publice de execuție, referent clasa a treia, grad profesional principal, din, de la starea civilă, în, tot referent clasa a treia, grad profesional superior, al doamnei Rodica Hâș. Toate sunt în funcții de vechime. Am susținut un examen de promovare, obținând note foarte bune la examenul de promovare. Am inițiat, s-a inițiat un proiect de hotărâre care se mai sunt discuții? Cine ești bietul? Eu am o discuție. Domnul Molodeschi a devenit substantiv comun. De unde? Molodeschi cum e mic. Ia să văd, mare greșeală. Examen. Foarte mare. Cum ați luat examenul? Cum ați luat examenul? Eu am defect profesional. Nu este văzută de mine. Eu eram o schicea. Existența se gândea. Așa, statul de funcții. Prea mult de greșelează. Da, da, uite, ia. Da, da, da. Să ne trece cu vederea. Dar nu are nimic. Nu, nu, trebuie spusă greșeala. Cine este Pietro? 12? 12. Mai bun. Am un pic că n-am apucat să mă uit dacă prin organigrama asta sau ce e. Eu v-am dat tot două. Eu v-am dat materiale înainte. Dacă nu intrus, nu fii un post intrus, că așa ne-au dus în eroare anul trecut și am votat. Deci nu studiați acasă materialele. Sunt locuri vacante. Hai să trecem la submetal. La consilier. Deci eu vă propun, deci din partea PRU-ul aveți pe domnul Hurjui. Este PNL-ul și PSD-ALDE. Fiecare să-și propună un reprezentant. La comisie, la comisie. Pentru recepție. Da, pentru recepție. Da? Și trei consilieri. Dacă citiți în legea 215, spune că acele comisii trebuie formate privind configurația partidului. Suntem patru partide. Da? Nu îmi spuneți mie că sunteți dată 6 și ALDE este 1 sau PSD este 4 și PRU sunt 2. Configurația partidului înseamnă în comisii trebuie să fie, aibă fiecare tu reprezentat. Da. Este 2 de la ALDE. PSD ALDE. Când s-a constituit Consiliul Local, v-a format grupuri. Noi ne-am format grupul PNL, noi am dat un grup. Din grupuri s-au mai spart pentru trădări și alte minuni. Păi, și acum, mie mi se pare cu regulă. A constituit un grup cu totul independent, independentul nu mai este. Păi, dar la momentul constituirii era. În momentul când s-o constitui Consiliul Local, era. Spune, deci, clar spune legea, nu știu exact articolul, configurația partidului. Configurația partidului înseamnă Consiliul este din patru partide alcătuit. PNL, PSD, PRU, ALDE. Deci când au reprezentat de la fiecare partid? După care se completează comisia... Ne uităm, recepție, bunuri, servicii, lucrări. Comisia poate fi prinsă și la articolul 1 și articolul 2. Nu, numai un pic. Comisia numărul 2 și scriem așa, recepții pentru lucrări. Tăiem bunuri și servicii și scriem, tăiem bunuri și servicii și rămâne lucrări. Da? Da, sunt, da. Și fără
gestiuni organizate din cadrul SVSU, Centrul Civic, asta vine tăiat, în cadrul, pentru gestiunile organizate în cadrul Căminii Culturale Bibliotești. Vine tăiat. Da? Deci se numesc domnii consilieri locali ai Consiliului Local numele pentru a face din parte din comisia de recepție doi, că așa era acolo. Vom vedea dacă e doi. Doi e aia, nu? Sau ne uităm. Nu știu exact. Așa sunt doi. Dar așa sunt două. Da, dar ne uităm pe ea, că eu ți-am arătat că parcă pe a doua trebuia modificat. Doi, lăsăm doi. Da. Cred că doi o să fie. Nu și face parte din consilia doi de recepție a lucrărilor. În cadrul primăriei orașului Proștiu. Și o să fie 1, 2, 3, 3 articole, cu 3 nume. Da? Persoane nominalizate la 1, 2 și 3 vor atribua atribuții privind recepția cantitativă, calitativă a lucrărilor achiziționate de către primăria orașului Broșten, deci Suceava. Fără. Atât. Aici. Fără împreună comisiile în 1 și 2. Prezenta hotărârii, deci ei o, sunteți reprezentant în comisia pe lucrări a Consiliului Local, reprezentant din Consiliul Local pentru comisia pe care eu, dumneavoastră, nominalizați Consiliul Local și eu dau dispoziție prin care dumneavoastră sunteți trecuți în comisia respectivă. În baza hotărârii de Consiliul Local, Consiliul Local nominalizează, iar eu prin dispoziții vă trec, anexăm la dispoziții hotărârea Consiliului Local în care trec alea trei persoane, trei persoane care se suplimentează. Deci o să ții trei de consilieri și patru din primărie. Da, erau cinci acum din primărie, vreau să fac cinci cu doi. Dar o să iei patru cu trei. Și gata. Deci eu vă spun că e domnul Grigor, din partea noastră. Dar și eu vreau și eu. Domnul Grigor, din partea noastră. Doar, ai trebuit să lași eu. De la noi cine? Grigor și Grăsan, da? Bun, da. Grăsan, trece în Grigor. Da, da. Nu știu. Și la Usereatru e... Și la Răbuzare Pițeră, pe asta. Dar și Hrădinia, dar mai nici însemnând că nu se mântă. V-am dat, n-ai semnat-o? Pentru licitație. Unde mai trecut prin mine? Deci tu ai propus pe domnul Țicu. Nu-i scos la licitație. Da, mai trebuie unul. Comisii ți-am dus. Nu-i scos. Nu-i scos domnul la licitație și dragă. Sunt trei. Nu-i scos. Asta e procedura de licitație. Nici ștampila electronică nu-i făcut. Ștampila electronică nu-i făcut. Eu trebuie să vorbesc cu proiectatul la Brașov. Românul îi scos la licitație. Cine este pentru comisia? Comisia, deci Țicu, Hurjui și Țicu, Grigor și Bogdan. 12. Trece la următorul punct. Da. Deci e vorba de proiectul de hotărâre cu apartament. Cu apartamentul. Dacă nu aveți discuții mai multe. Cine este pentru? Da. Mai și mai avem proiectul de hotărâre cu numele, adică să schimbă reprezentantul legal al orașului Broșten. Să modific un articol. Cine este pentru? Să abțin cineva? Ridicat față de o cerere care a fost aprobat în Consiliu, nu mai aduc aminte exact, o am trimis pe WhatsApp de cei de pe Dumitru Andal, privind rețeaua electrică și reparația drumului, acolo drumul făcut, a costat ceva peste un miliard
Iar acum au fost făcut praf de cei care au scos el. Și oamenii se plâng. Trebuie cine îl repară? Banii publici s-au pus. Păi da, luați legătura cu Oporul să repară acolo. Obinicheana, deja drumul e prevalat, deja... Când s-o lărit din hrap, tot cardipelarul nostru a mers, o... Deci am vorbit... Și era vorba și de un tomberon acolo, dus la oameni. Deci nu intră mașina la acel acolo. Nu intră mașina, dar cum se face cu ei? Deci ei nu sunt puși la plan, Marcel. Nu sunt puși la plan. Cei de acolo nu sunt puși la plan. Dar a fost la mine azi vară. Un beron pus la pot și o să duc cu un sac acolo. Și așa mai duc și curitor. Până nu știu mie de privare. Rețeaua electrică trebuie iluminator sau proiect de extindere. Ei dacă bag un pier în priză și mi-a și spalată cu mașina de spalată a aurului vecin, gata, s-o terminat. Deci prea, prea mare distanță de la ultimul post trafă sau cum sunt. Da. Nu, e sunt care starea peste vizită, ai făcut în fiecare. Da, și de-aia ați spus că ați discutat cu boxul, cu hanul. Nu se rezolvăm problema la oamenii. Ha, din da. Bine, ei mai vor în afară de asta, vor și ilumina pe toată strada. Da. Deci nu numai... Da. Că... Mă gândeam da. Vor să aibă ăia 230 de kilovată. Nu ia. 230 de kilovată. Da, trebuie de la ceva care să nu... Deci, bani și pe bani, dau un exemplu pentru LED. Poate și aici, o traversare peste Bistița, cum se găsește și aici. Tot e vorba de bani, proiect și... Citeți cereri, da? Păi proiect, stai un pic. Proiect și la buget, dacă sunt bani, ca să, să putem implementa proiect. Deci totul se reduce la bani. La fel au venit de la punte, de la... Aici se arătă la puntea de la... Cum se cheamă acolo? La... Cotumalului. De la Cotumalului și aia de la... Deci, dumneavoastră, dacă o să puneți bani la salarii, cum am înțeles că domnul Rusu face proiect de hotărâre, deși să lăuda pe Facebook că el cel mai mare salariu din Valea Vistii la Broștieni, dar în schimb face proiect de hotărâre cu majorarea 25%. Le-ai dat momnială, puteți. Dacă e conform, nu e poți să facă. Păi da. Păi da, și voi da. Da, Facebook spunea că e cel mai mare salariu. La personal, la primărie. Deci dacă, dacă o să vreți să bagă, băgați bani în salarii, atunci punți, nu o să mai aveți. Și nici iluminat, nici altă. Deci problema este ce veți hotărâ să faceți cu banii anul viitor. Da. În martie așa spuneam că nu o să tăiem de la investiții să dăm salarii. Tu atunci dumneavoastră stăiem la investiții și voi v-am aprobat investiția respectivă. De unde trebuie să faci? Dar de ce m-ați contrat atunci că nu poți să tai la investiții ei, ca să... Am sperat în, că o să primim bani. Uite, acum de rectificarea care a făcut-o guvernul în noiembrie, ne-a luat 27.000, în loc să ne dea măcar 50.000. Președintele Consiliului Județean nu e de la Albie sau de la... Nu Consiliul Județean a făcut rectificare. Nu Consiliul. Consiliul Județean ne-a ajutat cu 1,5 miliarde pentru spital, deci au plătit salariile, și 1,5 miliarde pentru școală. Deci Consiliul Județean a dat 3 miliarde. Așa că... Spitalul ne încurcă. Haideți să mergem împreună la Consiliul Județean. Nu. Deci mai avem o comunicare în legătură cu Sonchiar. Dosarul cu referendum. Avem hotărârea civilă care ne spune că am pierdut. Deci referendumul cu, pentru transformarea de la... Nu se poate. Nu se poate face. Dar trebuie să fie în lege foarte clar. Că nu se poate la... De sus în jos. Eu fac de campanie, de lăsa s-o câștigat, nu nimic. Deci nu ne... Dacă aveam un avocat bun, câștigam și făceam referendum ca și cei de la Michel, ca și cei de la Dorasca. Nu e vorba de... Deci e vorba că tot s-au amânat din hotărâri în hotărâri și nu s-au ținut pasul exact cum trebuia. Deci s-au tot amânat, din una în alta, din una în alta. Deci noi dacă vrem să facem un referendum, avem dreptul să facem referendum când ne dă voie legea. Dacă vin alte campanii. Dar nu e vorba de campanii. Trebuie luat exact legea și făcut după lege.
Dacă are lege, bine. Dacă nu, ajungem la același rezultat. Acum, din cauza că avem datorii la bugetul de stat, nu putem accesa niciun fond european din nicăieri, pentru că nu putem obține certificat fiscal cu zero. Exact cum ne chinuim acum, așa o să ne chinuim încă vreo 10 ani de acum, dacă nu se întâmplă nimic. Fonduri sunt pentru orașul cu până 20.000 de locuitori, sunt foarte multe fonduri, dar e problema cu certificatul. Avem 4 miliarde și ceva datorii și se mai adaugă o dată cu 2 miliarde. Nu ține de tine. Și nu l-ați scos, cât ai fost principiul, așa nu l-ai scos. Hai, gata, cine mai aveți, domnul Brescu? Cine e că acum suntem toți prezenți la cunoștință punctul de vedere a doamnei emisiuni? Vă rog frumos, că ați văzut că a ieșit scandal cu punctul ăsta de vedere. Nu a ieșit niciun scandal. Dracu să ne-am. Nu, am avut eu scandal și eu de-abia... posesia lui prin proces. Eu vă citesc și trebuie să aprobăm. Deci, punct de vedere care... cuprinde soluții privind chestiunile tratate de Curtea de Conturi în procesul verbal de constatare. Așa, asta să vedem. Așa. Deci, pentru uzufruct. Deci, pentru uzufruct. Zice, referitor la tabularea în cartea socială a dreptului de uzufruct a luat orașul Brăștene asupra imobilului din complex comercial, în vederea soluționării acestei probleme, consider că s-ar impune anularea pe cale judecătorească a contractelor de vânzare cumpărare încheiate între SECE Mall Invest, dar ei s-afară și n-au să audă. Dar stați să-i chemăm, stați. Dar mai citeți și în ședința următoare. Da, acum, acum a zis da, citit tura trecută, corecții 2, acum mai lipsesc 2. La ședința următoare azi. Luați-i de urechi și abuseți. Puneți-i net. Dar cu eu ce nu voi? Care? Iliescu? Iliescu, George Bus, nu mai bine Coca-Cola. A fost învinuit că ne țin acel document. Dar nu se... Dar este filmată, nu e nicio problemă. Cezar, vezi că ești nimic. Este filmată, dar este un punct de vedere al avocatii care reprezintă Consiliul Local, ar trebui lăsat expus, chiar dacă ei l-a dispus. Nu punem cerere, că atunci subiect votul celor, dar asta este un punct de vedere. Poate să fie să-l vadă tot orașul, că este transparență. Doamna avocat care reprezintă Consiliul a exprimat un punct de vedere, măsurile care trebuie luate și noi ce trebuie să hotărâm. Și de asta vreau să vadă toți. Pentru toți suntem îmbimriți și făcuți hoți din primărie. Anularea pe cale judecătorească a contractului de vânzare-cumpărare încheiat între SECE Mall Invest și IFM Marica și contractul de vânzare-cumpărare în baza căruia Chiriac Alexandru și Chiriac Laurențiu și-au întabulat dreptul de proprietate asupra acestui imobil în cartea funcțională, solicitând în cadrul acestei acțiuni radierea mențiunilor existente în prezent, întabularea dreptului de uzufruct în favoarea UAT orașul Broșteni, drept pentru care a fost câștigat și menținut în instanța de judecată conform sentinței 2198 din 22 decembrie 2004 a Tribunalului Suceava, rămas irevocabil și a deciziei civile 668 din 13 aprilie 2011. Deci, ea ne spune să dăm în judecată. Dacă sunteți de acord, votați pentru a deschide proces. Cine este pentru? S-abține. Cine s-abține? Și tu s-abține? Da, așa, o dată, pe coada ochiului. Cine se mai abține?
pe dreapta aici. Ce boieșu. Canonică. Trebuie să-i scriu. Cum îmi cunoșu pe șefele ta. Danci. Bogdan. Da. Țicu. Vile. Rusu. Rusu. Corjoi? Nu te abții. Deci între, am așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 să abțin. Și ceilalți câte să 5 pentru. Da. Deci pentru terenul, contractul de vânzare, cumpărare, pentru suprafața de 149 de metri pătrați teren și contractul de vânzare, cumpărare, pentru suprafața de 34 de metri pătrați teren. Pentru rezolvarea acestor situații, din punctul meu de vedere, soluțiile ce se impun a fi adoptate sunt următoarele. Promovarea unei acțiuni în instanță de judecată prin care să se solicite constatarea nulității absolute a contractelor prevăzute la alineatul 1 și alineatul 2 pentru cauza ilicită. Cine este pentru? Aceeași situație. Dar nu-i treaba Consiliul Local ăsta. Da. Pentru că sunt de la Curtea de Conturi pentru Consiliul Local. Lăsate. Deci noi trebuie să... Deci m-au spus niște chestii foarte clare. Deci, niște nereguli care s-au făcut, nu trebuie să le decidem. Deci instanța decide dacă este corectă. Consiliul Local o aprobă vânzare. Cum nu? Consiliul Local o aprobă vânzare. 34 metri pătrați, ăla care... și celălalt... Probabil. Ați aprobat vânzarea lui Maftei. Cele care s-au mai trecut în anexă și tot așa. Pentru că eu am fost să merg ca la prefectură și mi s-au spus nu se poate elibera anexele și cipacele perine la persoane. Deci, modificări s-au făcut. Dar sunt procese pe rol, nu e o problemă. O să decurg asta dacă deci cele nu, care trebuie calificate... Noi dacă totuși ați plătim o... Deci noi consilierii locali nu vrem să fie uzufructul, să-l folosim noi. Practic asta e legea o statului ăsta. Uzufructul trebuie să fie a... Lege nu are decât să aplice. Trebuie să aplice. Nu hotărăsc eu. Eu ce să fac? Eu sunt mai presus de lege. Să promovăm o acțiune în instanță, cum ne spune doamna avocat, și dumneavoastră trebuie să aprobați să promovezi această acțiune în instanță în numele Consiliului Local. Eu asta vă cer. Care nu e nicio problemă. În instanță se poate dovedi. În instanță pot să zic că... De exemplu, nu este de acord ca să promovăm în instanță de a recupera activele orașului Proșteni. De ce nu? Dar sunt, dar trebuie să fie... ceva clar, că eu n-am înțeles. Hotărârile judecătorești sunt deja irrevocabile. De ce nu s-au aplicat dacă au fost? Dacă sunt, de ce nu s-au aplicat? Dar se știe de ce dumneavoastră a spus și în Consiliul trecut. De exemplu, nu am fost nici și nu... Dacă n-ați înțeles, în legătură cu uzufructul de la complexul comercial. Este o hotărâre judecătorească. Este o hotărâre judecătorească, dar... Între timp... El este înstatuat pe Chiriac Alexandru și Chiriac Laurențiu. Înțelegi? Inclusiv cu uzufructul. În momentul vânzării, s-o vânzări... Hotărâre judecătorească care nu a fost respectată niciodată. Atunci noi consiliul ce putem ca să... Dacă să iau în domnul Chiriac Marica și contractul de vânzare-cumpărare în baza căruia Chiriac Alexandru și Chiriac Laurențiu s-au întabulat dreptul de proprietate
asupra acestui imobil în cartea funciară, solicitând în cadrul acestei acțiuni radierea mențiunilor existente în prezent și intabularea dreptului de uzufruct în favoarea OAT Broșteni. Drept pentru care a fost drept care a fost câștigat și menținut în instanța de judecată conform deciziei 2198 din 22 decembrie 2004 a Tribunalului Suceava rămasă definitivă și revocabilă a deciziei 668 din 13 aprilie 2011 a Tribunalului Suceava. Deci ea ne spune și nu spune care să dăm judecată. Domnule, să doar o rată. La momentul 13 aprilie 2011 s-a câștigat. Domnul Chiriac a aflat despre soluția pe scurt, până în 19-a deja a vândut la alte societate. Când domnul Rusu l-a spus dumneavoastră să pună în aplicare acea hotărâre și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, hotărârea 63, nu mai aparțineau firmei respective care a pierdut procesul. Ele au fost transferate prin notar Artemiza Lăcătuș în altă societate. Și când s-a dus în execuție, da, societatea respectivă nu mai deținea bunul, că el a fost vândut fără liber de sarcini. Și domnul Rusu și domnul Molodeschi au fost pur și simplu duși în eroare, că da, trebuie să pui în o hotărâre de aplicare. Cum să o pui dacă ea nu mai aparținea celui care era executat? Dar eu pot vinde ceea ce n-am? Asta a decis instanța, de asta trebuie să acordăm la simbată. Și pentru punițele de două. Deci asta mi-a cerut curtea de cont. Curtea de conturi mi-a cerut să lămurim odată. Pentru a lămuri, am cerut părerea unui avocat, care să ne spună despre ce e vorba. Avocatul ne-o transmis în punct de vedere. Ascultați un pic, mai spun o dată la vot, că nu s-a înțeles. Nu s-a înțeles, eu mai bine zic așa. Așa, mai spunem o dată, să nu fie... Băi, eu mai spun o dată la vot, eu nu am înțeles. Auzi, domnul Cibeș. Eu mai spun o dată la vot să nu... Corect. Deci e vorba de punctul 1, 7. Ne documentăm și la ședința viitoare supune să o lăsăm. Da, o lăsăm. Hai să se fac copii și să le dau copii. Da, fac copii și vă dau la fiecare copii. Eu, ba da, ba da, eu vreau și eu. Îmi dau de sentință. Și să mă fac eu în altă... Care sentință e dată să fie noastră. Nu înțeleg. E depus executarea aici cineva, da? Și cine pune executarea, este executorul și când noi spune. Și dacă noi nu ținem să executor, cine din noi? Nu noi? Dar nu trebuie să dăm din nou? Nu, nu, nu. Nu, instanța se lege executorul. Dacă noi ne-am propunut, hai să poate... Să anuleze contractele de tabelă. Nu trebuie reluată discuția. Nu, haideți să o gândiți. Da. Să ai gândit și uzufruct. Să nu facem. Deci niște bani. Da. Dar omul ăsta o face investiție aici, a mai investiție, poate uzufructul nu acoperă investiția. Să avem timp să analizăm și să analizăm. Deci, știi cum e? O instanță poate hotărî. Albă sau neagră. Noi ne dăm acord ca instanța da, să analizeze. Am promovat acțiuni în instanță. Instanța hotărăște. Are dreptate X sau... Hai să dăm drumul la cerere, dacă...